Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Vă spun și în această seară, ca de obicei, același Marius Dumitrache alături de colegii mei din regia tehnică. Doamnelor și domnilor, locuri de joacă pentru copii, de-abia modernizate, deja vandalizate, stimați telespectatori. Aceasta este una dintre temele pe care o să le abordăm în minutele următoare în cadrul emisiunii Riposta. În exclusivitate prezent aici la Riposta, la Comuna TV, primarul interimar al municipiului Târgoviște, domnul Cristi Stan, președintele PSD Târgoviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița. Bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ce-au pățit locurile de joacă? Am văzut că v-au întristat foarte mult. Chiar după ce au fost reabilitate, refăcute, modernizate, au și fost vandalizate. Nu. Acum, hai să spunem că e vorba de un incident izolat. Un caz izolat. Da, nu este o regulă și sper să nu devină o regulă. De fapt, aici discutăm de câteva persoane care nu se respectă pe ei și nu-i respectă nici pe cei din jur. Sunt puțin la număr, dar cum am scris și pe una din rețelele de socializare, foarte, foarte activi acești oameni care pur și simplu își bagi joc de munca altora. Dar eu sper că, și sunt, de fapt sunt convins că acest lucru nu va deveni o regulă și că oamenii vor aprecia faptul că pe această zonă a locurilor de joacă, iată, după ani de zile încercăm să facem ceva. Am început cu întreținere, lucrări de vopsitorie și așa mai departe, reparații și așa mai departe. Am continuat cu instalarea peste 50 de noi echipamente de joacă în municipiul Târgoviște până în acest moment. Urmează să instalăm încă vreo câteva echipamente de joacă săptămâna viitoare, iar începând cu această toamnă, dacă se finalizează procedura de achiziție, sper să avem încă 14 locuri de joacă complet noi în municipiul Târgoviște și mă refer în principal la zona pidurilor, acolo unde, din cauza lucrărilor de construcții, aceste locuri de joacă au avut foarte mult de suferit. Deci nu vor fi numai simple echipamente, cum am instalat până acum, ci vor fi locuri de joacă complet noi, 14 locuri de joacă echipate, vorbim de micro raionul 6, micro 11, micro 12, Alea Trandafirilor și cartierul CFR. Acolo vom avea aceste noi locuri de joacă și sper eu că va fi o bucurie pentru copii să constate că au unde să se joace în municipiul Târgoviște, pentru că e o problemă foarte, foarte mare. Aceasta, microrayonul 11, 12, foarte puține locuri de joacă. Microrayonul 6, la fel, foarte puține Da, locuri de copiii joacă. sunt privați. Iar copiii nu au unde, părinții, copiii nu au unde să meargă, să-și petreacă câteva ore. Mai ales că vine acum, a venit deja sezonul cald. Noi am încercat să finalizăm această primă etapă până la momentul la care începe vacanța de vară. Am reușit și pe celelalte locuri de joacă, în toamnă, după ce se va finaliza procedura de achiziție, vom avea și aici o schimbare destul de importantă în municipiul Târgoviște. Ca să vin la incidentul dumneavoastră, eu am făcut publică acea vandalizare cu titlu de exemplu. Nu vreau să spun că este un fenomen general, nu este un fenomen general, De exemplu, adică nu faceți ca ei. dar se pare că, mă rog, unul din locatarii de acolo, din blocul respectiv, era deranjat de faptul că se joacă copiii L-ați identificat? la acel loc de joacă. Deocamdată nu, dar din ceea ce mi s-a spus, am dedus că e vorba chiar de unul din locatari. Tot pe această zonă locurilor de joacă, ieri am finalizat asfaltarea terenului de sport din Parcul Așchiuță. Au fost câteva situații în care erau copilași care așteptau de vreo 4-5 ore Utilajele, să să se se termine usuce. asfaltarea. Să termină Domnule, dar asfaltarea. nu mai terminați odată, se învârteau, abia îi țineau constructorii să nu intre pe teren. Până la urmă, spre seară, am ajuns eu acolo undeva la 6:30, cred că pe la 7 am terminat, aproape de ora 7 am terminat de asfaltat. Au intrat pe teren imediat. Mai avem marcarea. Vrem să facem acolo teren de fotbal, tenis și de basket.
Și erau mulțumiți și mai avem de instalat plasta de protecție pe deasupra, pentru că acolo e o zonă unde sunt și copii care doresc să, mă rog, să practice sportul, să se joace, dar sunt e o zonă și cu oameni mai în vârstă care... Vor să facă și mișcare. Nu. Spun, domne, ne spar geamurile la bloc și așa mai departe. Și atunci am ales această soluție, să punem o plasă de protecție, inclusiv deasupra, dar să putem să împăcăm pe toată lumea. Unii vor nocturnă, alții nu vor nocturnă. Mă rog, sunt situații, am fost la fața locului și am plecat așa... Nu vor nocturnă? Nu, pentru că sunt doar ne deranjează toată noapte jucând fotbal acolo și așa mai departe. Sunt multe situații. Dacă mergi pe teren foarte des, te confrunți cu ele și da, cred că le facem față, iar oamenii sunt mulțumiți. În general, oamenii sunt mulțumiți. O întrebare din partea copiilor, la apropo de acest teren de sport. Când refaceți și panourile alea de basket? Inclusiv fiind, v-a întrebat domnule primar, panourile la basket. Care? Unde? De exemplu, cel din spate de la Mega Image, de la Muntenia, de acolo. La Parcul Așchiuță, spre exemplu, au fost montate inclusiv panouri de basket și vom, încet, încet, vrem să refacem, și, de ce nu să instalăm și alte noi, dar va trebui să identificăm și niște locații. Acum, cu panourile de basket, cu... porțile și așa mai departe. Oamenii sunt puțin împărțiți, știți? Unii spun, domne, n-are ce să caute un panou de basket aici, alții spun că... Păi nu, există deja. Știu că există aici, dar erau multe discuții și acolo. Discuții, dacă unii vreau fotbal, unii nu vreau basket, adică da, ar trebui foarte să greu, pe toată lumea totuși. Foarte greu de realizat lucrul acesta. Oricum, am constatat faptul că a fost mult de lucru la locurile de joacă. Era într-o stare, cu câteva excepții, restul, cel mai ales din cartier, era într-o stare deplorabilă. Aș da exemplu zona Halei, strada Vlad Țepeș, acolo, un loc de joacă foarte mare. Am făcut câteva îmbunătățiri în momentul de față, dar acolo vrem să instalăm echipamente noi și vrem să facem un loc de joacă cu totul nou în zona respectivă. Și mă rog, chiar era nevoie de intervenție rapidă, pentru că e vorba de copii aici, e vorba de siguranța copiilor, este foarte important. Vreau să spun că aceste noi echipamente de joacă pe care le-am achiziționat nu au fost luate la prețuri extraordinar de mari. Am insistat să le cumpărăm de la un producător român, pentru că evitam anumite cheltuieli legate de import și așa mai departe. Și în medie prețul lor sunt prețuri rezonabile. N-a depășit, nu știu dacă ați văzut ceea ce am instalat, dar n-au depășit 1000 de lei, de exemplu, topogan la 3 metri și așa mai departe, care sunt prețuri absolut rezonabile. Am făcut o comparație cu ce s-a cumpărat. Important să fie și de calitate, nu? Cu ce s-a cumpărat acum câțiva ani și am constatat faptul că prețurile sunt mult, mult mai mici decât ce a fost. Ele sunt de calitate. În orice caz, în fiecare an va avea loc o acțiune de modernizare a locurilor de joacă. Întreținerea va fi făcută permanent și ori de câte ori vor fi sesizări, vom interveni imediat. Depinde foarte, foarte mult și de cei care folosesc aceste echipamente. Nu mă refer la copii. Copiii le protejează, dar avem printre noi și oameni care nu înțeleg că e nevoie să întreținem și să protejăm, dacă vrem să ne bucurăm de niște facilități din acestea de joacă. Corect, stadiul proiectelor europene, cu cât am înaintat în lucrări, în ceea ce privește lucrările domnului primar. Am avut chiar în aceste zile o discuție foarte contundentă la Consiliul Județean cu constructorii, diriginții de șantier și așa mai departe. Sigur că pe noi, în momentul de față, în Târgoviște, ne preocupă în principal trei proiecte. Avem PIDUA, pe care l-avem pe microlinul 6, unde sunt dificultăți
foarte, foarte mari din cauza faptului că acest constructor nu înțelege că ăsta e un oraș, că Târgoviște este un oraș locuit, nu înțelege că e imperios necesar să fie finalizată, spre exemplu, artera Bulevardul Unirii, să fie finalizat Tudor Vladimirescu, pentru că altfel riscăm să ne blocăm. Oricum, este un infern circulația prin zona respectivă. Am mai spus-o, o spun și acum. Aici e vorba de rea credință. Dacă nu eram, eu cred că e vorba de rea credință. Dacă nu eram în această situație, aș fi reziliat de mult acest contract de execuție. Din păcate, o reziliere a contractului în acest moment implică imposibilitatea realizării unei alte proceduri de achiziție până la sfârșitul anului și practic nu mai reușim să accesăm niciun ban din fondurile europene dacă nu avem contract de achiziție în vigoare. Așa că 31 decembrie 2015, de fapt 20 noiembrie 2015 ar fi ultimul termen până la care se poate depune o cerere de plată. Asta înseamnă că toate documentele vor trebui terminate până pe 20 noiembrie 2015, și atunci suntem obligați să suportăm această situație. Din păcate. Eu spun că dacă aceste proiecte ar fi fost demarate mai devreme, adică la începutul exercițiului financiar european, în momentul de față am fi fost într-o situație mult, mult mai avantajoasă, pentru că dacă mai aveam 3 ani până la momentul finalizării programului operațional regional, atunci hățurile erau la mine, ca și beneficiar. Și atunci constructorul, imediat, în momentul în care simțeam că acest constructor nu este unul serios, aș fi reziliat contractul și 3 ani de zile aș fi avut la dispoziție timp pentru a încheia un nou contract și pentru a executa acest proiect. Așa, la momentul de față, suntem puși în situația de a tolera anumite conduite ale constructorului. Suntem în fiecare zi pe teren. Eu sunt în fiecare zi pe teren. Încerc să-i convinc că trebuie să rezolve anumite probleme. Interesul nostru este să terminăm aceste proiecte. După aceea, eu le garantez că va veni și o vreme a asumării responsabilității pentru constructor. Eu le fac promisiunea asta. Cine e constructorul ăla? El cunoaște toate aspectele astea și dacă e vorba de rea credință, e foarte grav ce spuneți. Este o lipsă de corelare. Spre exemplu, am avut zile în care, zilele acestea sunt zile foarte frumoase, în care se poate lucra foarte bine în construcții. Ei nu lucrează până la ora 15. Nu înțeleg de ce? Pentru că nu au asfalt. Asfaltul este comandat de cei de la București. Deci de high board-ul firmei respective. Cei de aici, noi mergem, îi înjurăm între ghilimele, tragem de ei, dar spun, nu avem ce să facem dacă nu ne dau drumul la asfalt și așa mai departe. Ei, acum e o problemă aici. În momentul în care aceste proiecte nu se finalizează și atunci suntem nevoiți să le plătim din bugetul local, e bine, abia atunci constructorii vor trebui să răspundă. Să răspundă față de noi, față de primărie, față de cetățenii orașului, de ce suntem noi nevoiți să plătim bani din buzunarul propriu, când puteam să accesăm acești bani din fonduri europene. Și abia atunci vom vedea, sunt și aspecte de ordin penal aici, sunt multe implicații. De asta am spus că va veni o vreme a asumării răspunderii. Adică, cu alte cuvinte, domnule primar și stimați legislatori, primarul municipiului Târgoviște, primarul interimar al Târgoviștei, lansează un avertisment către acești constructori care dau dovadă de rea credință, pentru că nu se poate ca în această perioadă, când vremea este foarte caldă, se permite ideală pentru lucrările în construcții, tu să nu lucrezi, să invoci fel de fel de motive că n-ai asfalt, că nu ți-a trimis Bucureștiul, da. Oricum, la anul, dacă se va lucra pe banii proprii ai bugetului propriu, cu siguranță că își vor asuma răspunderea. Acum ei sunt convinși că, domnule, timpul trece, la fa merge, banii oricum de la Uniunea Europeană. Ei sunt și convinși că termină acest proiect. Că termină. Timpul trece foarte repede. Suntem, iată, la sfârșitul lunii iunie. Mai avem
4 luni, 5 maxim, în care putem lucra. După aceea nu mai putem lucra din cauza timpului, din cauza vremii. La PIDU-A. Pe complet, PIDU-B aproape gata. PIDU-B suntem la 93% în momentul de față, mai sunt anumite reglaje de făcut, trebuie să intrăm pe zona spațiului verde, o să vedeți, vom schimba fața orașului din acest punct de vedere. Complexul de natație a fost blocat o bună perioadă din cauza lipsei finanțării și din cauza faptului că proiectul inițial a fost unul dezastros, nu mă feresc de cuvinte, a fost unul dezastros și a trebuit să revizuim acel proiect. Procedura este în momentul de față în desfășurare, în faza finală. Am reușit să accesăm și un credit pentru cota noastră de finanțare. Sunt 38 de milioane pe care noi trebuie să le plătim de la bugetul local pe acest proiect. 38 de milioane, în bani vechi, 380 de miliarde. Este o sumă imensă. Uriașă. Pentru un oraș cum este municipiul Târgoviști, care nu este nici București, nici Cluj, nici Timișoara. Veniturile noastre proprii anuale nu depășesc 100 de milioane de lei. Și iată, din această 100 de milioane trebuie să alocăm 38 de milioane, sub forma, sigur, unor rate de credit, pentru a putea duce la bun sfârșit acest proiect. Lucrurile s-au deblocat în momentul de față. Avem angajamentul constructorului că lucrarea se va finaliza. Peste 2-3 săptămâni o să avem acolo și niște tobogane de apă și așa mai departe. O să înceapă montajul, o să vadă o schimbare destul de importantă la complexul de natație. Și legat de complexul de natație, ca să fac trecerea, avem proiectul privind reabilitarea și modernizarea șoselei de centură a municipiului Târgoviște. Canalizarea aferentă complexului de natație este strict legată de rețeaua de canalizare care face obiectul proiectului privind centura. Reamintesc respectatorilor că avem peste 15 km de canalizare. Avem 4 poduri. 4 poduri, 14 km de drum. La canalizare avem 1000 de guri de scurgere, ca să vă faceți o idee despre amploarea proiectului, 400 de cămine de vizitare. Am semnat contractul, urmează ordine de începere a lucrărilor, sper să se miște. Timpul este foarte, foarte scurt. Aici va trebui să ne facem un calcul, să vedem unde reușim să ajungem, pentru că este foarte clar că până pe 20 noiembrie 2015 nu o să avem posibilitatea să finalizăm acest proiect. Hai să spunem 31 decembrie 2015, cu condiția să nu utilizăm mecanismul cererii de plată, ci mecanismul cererii de rambursare, adică să înaintăm noi banii și după aceea să cerem banii de la Uniunea Europeană. Însă timpul este foarte scurt. Ca să înțeleagă telespectatorii, în 5 luni de zile noi trebuie să facem ce nu s-a făcut 5 ani. Timpul este foarte scurt, în 5 luni de zile noi trebuie să facem ce nu s-a făcut în 5 ani, subliniază, stimați prieteni, primarul interimar al municipiului Târgoviște, domnul Cristi Stan. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate, nu plecați nicăieri, o să revenim imediat cu noi amănunte privind noi informații, privind eforturile care se fac în vederea dezvoltării comunității târguviștene. Publicitate, revenim imediat.